Bună seara, doamnelor și domnilor, la Capital Special. Iată că mai sunt două zile de campanie electorală. Acerbă, lupta este foarte aprigă între competitorii politici. Am alături de mine echipa Pro-România din Petroșani, în frunte cu candidatul pentru fotoliul de primar, Francis Gheșner, și Daniel Ghiurca, care este candidat pentru fotoliul de consilier local. Lângă aceștia este deputatul Sorin Marica, susținător, membru la rândul său al Pro-România, susținător al echipelor din județul Hunedoara. Bună seara, domnilor! Bună seara! Bună seara! Iată că ne-am apropiat de... Mult a fost, puțin a rămas. Ne-am apropiat de alegeri. Asta este, când începuse deja să împroacă, iată că se termină campania. Domnule Gheșner, dumneavoastră, ca și candidat la fotoliul de primar, sunteți cel mai în măsură să ne spuneți cum a fost campania asta pentru dumneavoastră. Da, într-adevăr, o campanie lungă și atipică, datorită și pandemiei, datorită pandemiei. Și am spus și am combătut și am criticat de altfel și stilul de campanie a unor contracandidați de-ai mei. Nu suntem de acord cu limbaj suburban, cu atacul la persoană, atacul la familie. Noi ați văzut, am făcut o campanie civilizată, bazată pe idei și proiecte, și ne-am bazat pe un program real pe care putem să-l punem în aplicare dacă vom câștiga primăria municipiului Petroșani și cu cât mai mulți consilieri vom face o figură frumoasă în administrația publică locală. Nu a fost ușor, într-adevăr este foarte obositor, dar asta nu înseamnă că depunem armele când mai sunt două zile de campanie electorală. Am respectat legea, i-am respectat pe fiecare contracandidat în parte. De la bun început am dat dovadă de un spirit de fair play, le-am urat succes tuturor. Și acum, ultimul sondaj va avea loc duminică, în data de 27, când lumea va trebui să decidă. Eu ce pot să spun? Lumea să iasă la vot, pentru că, într-adevăr, absenteismul în ultimii ani a ajuns la un grad ridicat. Și dacă lumea dorește o schimbare, într-adevăr, în acest oraș și nu numai în acest oraș, în această Vale a Jiului, dacă dorește o scânteie, dacă dorește o altă mentalitate, o altă conducere, o altfel de organizare, un altfel de management în acest oraș, eu le recomand să iasă la vot cât mai mulți. Pentru că avem o șansă acum să putem face o schimbare, avem o șansă să schimbăm un pic fața Petroșanului, avem o șansă ca să facem ceva pentru Petroșani. Ce s-a făcut e bine făcut, ce nu s-a făcut vom face noi și ce s-a făcut incorrect vom corecta. Da, mă bucur că aveți un mesaj atât de pozitiv. Chiar sunt curios să văd dacă veți ajunge primar. Știți că rămâne tot înregistrat. Vom avea subiect de discuție mult timp de aici încolo. Domnule deputat, acum să facem o mică trecere către politica centrală. Ieri a fost votată legea pensiilor cu majorare cu 40%. Majorare cu 40%. Părerile sunt pro și contra. Nu știu, dumneavoastră cum priviți lucrurile? Noi tot timpul Pro-România a susținut majorarea cu 40%, am susținut tot timpul dublarea alocațiilor pentru copii. Am susținut Dar chestia asta nu e generator de inflație, nu e generator de... Eu zic că nu. Cu toate că nu mă pricep așa mult la economie, dar cu siguranță va crește puterea de cumpărare prin această mărire cu 40%, și la fel de bine, cu siguranță, asta o știm cu toții, că jumătate se întorc înapoi prin diferite... Nu trebuie să fii economist să știi că dacă ai în hambar 10 saci cu grâu, nu?
și pe care îl vinzi cu 10 lei sacul, nu? Și mâine îți vin ba da, dar... 200 de cumpărători în plus, ridici prețul. Deci... Ridici prețul la sac. Asta... Așa se va întâmpla și cu, și cu chestia asta, va fi generatoare. Dar înainte să genereze inflație, această mărire de, prezumtivă mărire de pensii, va trebui să aibă și un fundament economic, va trebui de undeva luați banii. Păi, haideți să vă spun ceva. Dacă vă amintiți, în decembrie 2019, actualul guvern și-a asumat bugetul pe 2020, deci prin asumarea răspunderii, da? Deci n-au fost dezbateri, n-au fost absolut nimica. Și mereu au spus tot timpul că acești bani, majorarea cu 40%, este prinsă în buget. Dublarea alocațiilor este prinsă în buget. Mărirea salariilor profesorilor este prinsă în buget. Ei știau încă de anul trecut, din toamnă, că va veni această pandemie și va lovi lumea. Deci chiar... Nu, se știa din toamnă anul trecut că va veni pandemia. Păi cum să nu? Deci s-au avut informații, nu știu, țineți minte că din octombrie se vorbea... Din octombrie nu știu dacă se știa, dar la Wuhan a răsărit în decembrie, nu știu, mă rog. Nu, presupunând că ok. Încă din septembrie, dar nu e relevant ce s-a întâmplat în octombrie la Wuhan. Eu vreau să vă spun că ei au ieșit în fața Parlamentului și în fața pensionarilor și în fața românilor și au spus clar, avem bani în buget, ne asumăm și o să primiți acest bani, mărirea pensiilor cu 40%. Așa că noi am susținut, ieri am fost toți la vot și am votat majorarea cu 40%. N-au decât să găsească soluții. Eu știu că în toate țările democratice guvernul trebuie să-și asume și să găsească soluțiile cele mai bune pentru ca populația să trăiască decent. Oriunde se întâmplă în țările. Asta e menirea unui guvern, nu? De a aduce bunăstare poporului. Că de-aia se bat tot ca să conducă guverne, pentru a fi bine în țara respectivă pe care condițiile guvernează. Economice ale României, singura sursă de venit plauzibilă este să împrumute extern. Păi, pentru că s-a greșit, ați văzut, și în perioada de stare de urgență s-a greșit, se greșește în continuare și în starea de alertă, deci au luat măsuri aiurea cam în tot ce s-a întâmplat. Cu alegerile acestea, spuneați că suntem pe final. Nu suntem pe final, că facem 3 zile pauză până la 1, până în 7 octombrie și intrăm în alegerile pentru Parlamentul României. Vi se pare corect ca 6 luni de zile în situația în care este țara să stăm 6 luni în alegeri? Când puteau să le pună pe toate în noiembrie, zic eu, la diferență de o săptămână, da? Să fie campanie electorală și pentru locale și pentru parlamentare, erau cheltuielile mult mai mici. Bun, și ce credeți că au urmărit cu această manevră? Păi, ei din primăvară, dacă țineți minte, ei vreau alegeri anticipate. Bun, asta e altă poveste, aia s-a terminat cu... Dar acum, de ce nu le-au pus... Pentru că stau bine, încă stau bine în sondaje și asta urmăresc ei, tot timpul asta urmăreau. Că vedeți că pe zi ce trece, ei scad în sondaje și nu-și mai termin. Trebuiau să devanseze și alegerile parlamentare, să le mute mai încoace, nu? Nu era nicio problemă. Puteau, ele se vehicula că vor fi la sfârșitul noiembrie sau începutul lui decembrie. Care era problema dacă le puneau în ultima săptămână din noiembrie și cele locale se fi fost la mijlocul lunii noiembrie? Nu? Le pui odată cu începerea școlii, ați văzut ce probleme au fost. De astăzi toată lumea pleacă acasă. Se închid școlile, majoritatea secțiilor de votare sunt în școli. Mâine firme de deratizare, luni, marți firme de deratizare, aduc copiii. Deci chiar din punctul meu de vedere au fost greșit toate demersurile pe care le-a luat guvernul, atât cu deschiderea școlilor și cu aceste alegeri, inclusiv cele de acum din 27 septembrie și cele din noiembrie. Vedeți, astăzi cred că am avut cele mai multe cazuri. 1700, 67. Deci către 1800. Eu sunt convins, mâine vom avea 2000 și, poi mâine vom avea 2500. Cred că e și o politică chestia asta de a ține pe oameni acasă, că altfel nu-mi explic cei cu
frica asta, ca să zic, care o bagă în populație. Eu am văzut, vorbeam de prezența la vot, eu vin acum de o oră, vin de la Petrila. Să știți că am întâlnit mulți oameni care spuneau că s-ar putea să nu vină la vot. Pentru că, uitați, astăzi am auzit la radio așa, așa, s-a vorbit de Valea Jiului. Deci astăzi la buletinul de știri, de la ora 4, eu eram pe mașină, veneam înspre Petrila, deci s-a vorbit foarte mult de Valea Jiului, că e un focar de infecție pe la nu știu ce întreprindere, pe la Livezen sau nu știu unde, 7 cazuri, 42 în județul Hunedoara. Ce să înțelegem prin acest mesaj care îl dă de... Că încearcă să țină electoratul de stânga acasă, nu știu. Eu cred că se face și un anumit fel de politică din această pandemie, când ar trebui să nu se întâmple ceea ce se întâmplă la ora actuală. Domnule Iurca, pentru noastră cum a fost campania electorală? Cum ați... Este prima campanie pe care... Dar ținând cont că e prima, sincer vă spun, a rămas plăcut surprins. Chiar am colaborat foarte bine cu cetățenii din Petroșani, am fost primiți bine față de ce am auzit eu prin alte părți că se întâmplă, că ne jură. Echipa de campanie... Da, deci să știți. Da. Și chiar am fost, deci chiar am fost în toate zonele și vreau să spun că a rămas foarte plăcut surprins. Deci chiar foarte mulți oameni au venit alături de noi, ne-au încurajat să mergem. Ne-au promis că ne susțin, deci vă spun sincer, chiar am rămas plăcut surprins de... De asta făceam afirmația că acum când se termină, acum începe să-mi placă și mie să... Păi săptămâna viitoare o să începeți din nou pentru parlamentare. Aș vrea să completez un pic pe colegul. Eu în aceste 4 săptămâni am fost în tot județul. Deci vreau să vă spun că toți candidații pro-România au fost primiți foarte bine, inclusiv în Valea Jiului, în Țara Hațegului, Hunedoara, Deva, pe Valea Mureșului. Și vă spun sincer, dacă nu era acest blat în primăvară între PSD și PNL de a nu avea două tururi la primar, eu zic că cred că din 69 de OAT-uri, eu zic că 25 le câștiga pro-România. Aveam primari în 25 de OAT-uri dacă nu era acest blat între PSD și PNL de a nu fi două tururi la primari. Pentru că știm cu toții că e greu să bați un primar într-un singur tur. Da? Au 3, 4, 5 mandate și e foarte greu. Și mă întreb, sunt 3.000 și ceva de OAT-uri în țara asta, pentru ce mai... E normal, se fac alegeri. Dar ce se schimbă? Se schimbă 150-200 de primari în 200 de administrații și în celelalte rămân în aceeași cu o cheltuială de 200 de mii de euro. Nu, am înțeles că un miliard costă toată afacerea asta alegerilor locale. 200 de milioane de euro. 200 de milioane de euro, da, un miliard de roni. Deci... Sunt convins că noi aveam câștig de cauză mult mai mult dacă era alegeri în două tururi. Cu toate acestea, să știți că eu sper ca în 28 dimineața să avem 10 primari noi aleși ai pro-România. Și la municipii, și la orașe, și la comuni. Deci știți de ce, domnule Marin? Cum a spus și antevorbitorii mei, pentru că suntem oameni de bună credință. Oameni nepătați, oameni care la locurile de muncă, unde și-au desfășurat activitatea, și-au văzut de treabă. Au fost alături de alți oameni, de colegi, au fost camarazi, cum se spune și în armată. Și vrem să facem o altfel de politică și asta am spus-o. Noi nu facem o politică agresivă, n-am venit cu promisiuni nerealizabile. Am venit cu lucruri clare și lumea le-a înțeles. Pentru că și nu facem comparație cu ceilalți contracandidați. Noi ăștia suntem oameni simpli, de bună credință, oameni care vor să facă ceva pentru localitatea de unde provin. Oameni care au arătat că pot să facă, avem cu ce și avem cum să facem. Alături de echipa mea, eu zic, vreau să spun că sunt mândru că am o echipă simplă, nu foarte numeroasă. Dar din ce în ce mai multă lume încearcă să vină și încep să vină către noi. Pentru că au văzut că altfel vedem politica. Suntem altfel de oameni. Poate oameni primitori, oameni
știți cum se spune, băiatul ăla care candidează de la Pro-România, consilierul ăla care candidează la Pro-România, deputatul care îl reprezintă Pro-România, doamne, sunt oameni cum se cade. Oameni pro-petroșani, pro-Valea Julii, pro-România. Da, sigur că fiecare își laudă odrasla. Normal. Dar am avut ocazia să facem împreună o mare parte din campania electorală și, într-adevăr, studiurile Capital TV au găzduit emisiunile cu Pro-România și la Deva și la Petroșani și chiar am putut să-mi dau seama că ați reușit să formați o echipă puternică, o echipă devotată, nu? În primul rând, și o echipă care sunt convins că va obține rezultate deosebite. Și eu sunt convins și să știți că nu ne-a fost ușor. Relativ, cât are? Un an de zile de când s-a înființat acest partid. Spre bucuria mea, în județul Hunedoara am găsit oameni extraordinari care s-au implicat în acest proiect Pro-România. Oameni de ispravă, oameni cu notorietate în localitățile din care vin, chiar și în mediul rural, să știți că am găsit oameni, mulți dintre ei chiar nu au mai făcut politică. Dacă ne uităm la candidatul Consiliului Județean, da, un tânăr de 38, nici nu știu câți ani are, dar ce an, da. Are o echipă de consilieri județeni cu o medie de vârstă de 40 de ani, 41 de ani. Deci asta spune ceva. Am găsit acolo un tânăr la sediul la Deva, avea 23 de ani și a ținut ca să fie pe lista de consilieri județeni. Deci asta mie îmi dă un curaj că în 2024, pentru că de fapt proiectul Pro-România este pentru 2024. Noi sperăm că atunci să facem o figură foarte, foarte frumoasă, să reușim să dăm și președintele României și să ajungem acolo la un scor destul de bun, peste 30%, și să fim singurul partid pe partea stângă, adevărat progresist și european, cu care să poți să te mândrești la Bruxelles și peste tot în lume. Și cu siguranță vom reuși, pentru că și la nivel național să știți că avem oameni foarte bine pregătiți, cam în toate județele țării, eu îi și cunosc pe majoritatea dintre ei. Echipa de la București este o echipă tânără cu Victor Ponta, cu Bănicioiu, Corina Crețu, care este europarlamentar, pe care, nu știu dacă știți, a fost și în Valea Jiului, aproape prin tot județul am umblat cu dânsa, deci a fost primită extraordinar. Extraordinar a fost primită. Dumneavoastră s-a și făcut treaba atât timp cât a fost comisar european pe dezvoltare regională, a lucrat cu toate țările membre și chiar știu și am citit rapoarte absolut toate statele membre în perioada când dumneavoastră a condus comisia, a avut doar cuvinte de laudă la adresa domniei sale. Deci, și acum este raportor. Sigur că da. Deci mergem înainte și sunt convins că o să avem rezultate bune și la alegerile din 27, peste 3-4 zile, și la alegerile parlamentare, și cu siguranță o să vedeți că în următorii ani Partidul Pro-România va crește, ni se vor alătura mulți oameni noi dornici să facă o astfel de politică și vom obține rezultate bune. Domnule Ghiurca, ce nu v-a plăcut la campania asta electorală? Legat de Pro-România pot să spun că mi-a plăcut tot. Nu, legat de campania în general. În general, să știți că nu mi-au plăcut celelalte chestii cu atacurile la familie. Deci nu aș putea să accept și nu aș face niciodată așa ceva. Acele lucruri că m-au dezgustat, pentru că fiind la început în politică, nu mă așteptam. Am văzut, dar am zis că nu se întâmplă. Mie nu mi s-a întâmplat, dar nici nu aș face așa ceva și sunt singurele lucruri care le condamn. Fiecare să vină cu ceea ce are de oferit pentru localitatea. În speță la noi, Petroșani, haide, domnule, să spunem ce vrem să facem. Și am spus, haide să vorbim cât mai puțin, să facem mult și cred că
peste 4 ani, vedeți, faptele... Vedeți că în politică, într-o perioadă ești prieten, într-o perioadă nu mai ești prieten, te ai la mână cu tot felul de secrete, cu tot felul de lucruri, le dai, sper rufele în public, când vine, ții minte niște lucruri și când vine momentul, le dai la presă, le dai la televizor, le dai la... Nu, cred că e cazul. Eu sper și sunt sigur că la Pro-România nu se va întâmpla. Noi încercăm să facem un alt fel de politică, o altă politică, să ne orientăm spre cetățean, să rezolvăm problemele și după aceea lăsăm pe alții să facă ce au, ce cred că le aduce beneficii. Dar mă îndoiesc că... Da, aici la Petroșani e un caz mai special. Cred că, nu știu dacă în țară mai există asemenea compoziție de situații, de persoane, personaje, personalități, nici nu știu cum să le spun, că pot să le spun în chip și fel, care într-o perioadă au fost frați, după aia au fost dușmani, după aia iară frați, după aia s-au combinat între ei în tot felul de formule. Frați de la aceeași tați. Frați de la tați și frați de la alți tați. Sunt și frați de la aceeași tați și frați de la... Da. Și vedeți că frăția asta trandafirului câteodată înțeapă, că mai la trandafir te mai și înțepi. Domnule Gheorghe, dumneavoastră ar trebui să știți cel mai bine ce se întâmplă, pentru că ați mai candidat și cu alte ocazii și ați niciodată politica... v-ați confruntat cu situații. Sigur, dar nu, eu am spus clar și eu critic asemenea atitudini. Deci politica nu trebuie să dezbine. Politica normal trebuie să unească. Și noi, de exemplu, la Pro-România, v-am spus că facem altfel de politică. Noi unim, nu dezbinăm. Când am văzut ce s-a întâmplat și pe micile ecrane, aceste atacuri de care spuneau și colegii mei, vă dați seama că mie mi-e rușine să fac parte din asemenea atitudini. Deci nu mi se pare corect. Politica, indiferent ce se întâmple, ați văzut la noi la Pro-România, s-a întâmplat un lucru neplăcut sau atacuri. Ne-au fost respectați peste tot unde ne-am dus, în mijlocul oamenilor, în cartierele marginașe, în zona centrală a orașului. Ne-am purtat exemplar, dar și cu noi s-au purtat oamenii exemplar. Nu ne-au refuzat nici măcar un pliant, o poză, o discuție sau n-au refuzat prezența noastră. Nu am fost de acord să criticăm contracandidații nici în fața cetățenilor, nici în altă parte. Deci noi ne-am prezentat, asta este echipa noastră, ăștia suntem, asta vrem să facem. Și lumea a cam înțeles. Spuneați dumneavoastră de acele frății care s-au întâmplat. Păi bun, ești la un moment dat un frate și ai un tată. După aia se schimbă tatăl și frații se despart. Și după aceea se murdăresc, se mocilesc și așa mai departe. Mi se pare corect? Nu mi se pare corect. Dar bine, știți ce am apreciat totuși? Electoratul din Petroșani s-a maturizat. Să știți că, să nu credeți cumva că din aceste atacuri murdare sau aceste campanii mizerabile cineva are de câștigat. Are doar de pierdut, să știți. Deci electoratul din Petroșani s-a maturizat și chiar mă bucur că am dat de oameni care altfel văd politica. Au învățat din toate campaniile precedente. Au început să facă comparații. De multe ori nu mai contează partidul, poate contează omul care candidează. Să nu creadă cineva care, dacă face parte dintr-un partid mare, vezi, Doamne, sunt câștigător din stat. Nu. Partidele mari s-au degradat prin activitatea lor, prin guvernări, prin majorități de parlament și așa mai departe. Uite, iaca, a venit un partid mic al nostru, care va avea un cuvânt de spus și la alegerile locale și la viitoarele alegeri parlamentare. Și o să vedeți, cum spunea și domnul deputat și colegul meu, Dani Ghiurca, o să vedeți că vom face o figură foarte frumoasă la aceste alegeri. S-ar putea să furnizăm chiar o surpriză. Da, poate că Pro-România este primită bine și privită cu ochi buni de cele două mari partide politice și de populație în general,
Pentru că este privită din două unghiuri, acest partid este privit din două unghiuri. Primul unghi este că Victor Ponta este cumva un dizident, este considerat ca un dizident la PSD de către PNL, iar PSD-ul îl consideră pe Victor Ponta un fost PSD-ist care oricând ar putea să treacă înapoi la matcă, în barca PSD-ului, și atunci ambele partide se poartă cu mănuși și se poartă frumos cu România, domnule Marica. Eu pe Victor Ponta nu știu de când am trecut în Pro-România, eu știu de foarte mult timp, cel puțin de 10-11 ani de zile. Nu va trece înapoi în barca PSD-ului niciodată, vă spun eu. Atâta timp cât PSD-ul nu se reformează și nu scapă de jumătate, păi, cel puțin 40%. O să vedeți. Dacă s-a reformat PSD-ul, de exemplu, și ar propune lui Victor Ponta să vină președinte. Eventual ei să vină înspre Pro-România. Deci, atâta timp, părerea mea, eu cred că Victor Ponta niciodată nu se va mai întoarce în PSD. Eventual ei, dacă vină înspre Pro-România. Bun, și atunci dacă nu v-ați înțelege într-un final cu PSD-ul, există o variantă să vă aliați cu PNL-ul într-o conjunctură? Nu știu, oarecare? Nu pot să... Pentru că, vedeți, așa cum am început fraza, așa cum am început discuția, asta este motivul, pentru că este ca o placă turnantă pro-România. Se poate alia și cu PSD-ul, se poate alia și cu PNL-ul. După câte știu eu și după câte am vorbit, noi în următorii 4 ani, de fapt și acum, suntem singura opoziție a PNL-ului, liberalilor, a guvernului, suntem cei mai vocali, chiar dacă suntem puțini acolo, 24 sau cât suntem, suntem cei mai vocali și mai... Nu le-am votat absolut nimic, că nu puteam să votăm toate prostiile lor. În schimb, dacă mai țineți minte, Orban 2, guvernul Orban 2 a fost instalat de PSD, că ăștia n-au fost nici care, că dădusă pandemia în câțiva deputați și senatorii PNL au fost izolați, sigur că normal ce s-a întâmplat la vremea respectivă ca să fie izolați și așa mai departe, conform legilor în vigoare și ce s-a întâmplat la vremea respectivă, dar ei au votat guvernul, PSD-ul a votat guvernul Orban 2, da? După 3 ore, 4 ore a ieșit Iohannis, cum iese de fiecare dată, și Orban și îi ceartă și face, nu? Ei vând Ardealul, PSD-ul a distrus, a găsit spitalele goale, fără absolut nimic. Și ei, în continuare, tot ce propune PNL, îi votează. Așa că niciodată nu o să fie... Pensiile, asta cu pensiile a votat împotriva PNL-ului, nu? N-am înțeles. Zic, pensiile mărite cu 40%... Păi PNL-ul n-a votat. Nu, ziceam de PSD. Păi nu, că asta a fost inițiativa pe partea stângă. N-a fost... Partea stângă, da. PSD-ul a fost împotriva guvernului cu mărirea pensiilor, nu? Bineînțeles, pentru că, încă o dată vă spun, ei și-au asumat bugetul pe 2020 și au spus că au bani pentru... Mă referam la faptul că în această situație PSD-ul a fost împotriva guvernului, nu? Ar fi fost culmea dacă nici acum, după atâtea năzbâtii care au făcut ăștia la guvernare, să fi fost de acord cu neacordarea măririi cu 40%. Bine, acum trebuie să vă spun, în străfundul sufletului meu, și eu trăiesc un ghimpe că, până la urmă, aceste măriri, care și pe pandemie și pe situație economică dificilă, da, aceste măriri vor duce la ceva bun. O să vedem. Nu știm ce s-au făcut cu o groază de împrumuturi. Cu atât mai mult. Că s-au cheltuit și banii și nici nu mai... Dar nici nu se știe exact pe ce s-au cheltuit. Asta, într-adevăr, e o discuție. Într-adevăr, e o discuție. S-au împrumutat foarte mulți bani. Nu știu, o să vedem. Eu, oricum, și acești pensionari chiar merită această mărire. Sunt 4 milioane, 4 milioane jumate de pensionari. Sunt mulți...
majoritatea dintre ei, cred că 90%, au niște pensii destul de mizerii. E adevărat, mizerii. Dar eu aș face altfel, Ok, hai să facem, uite, până în 5.000 de lei să se mărească gradual pensia de la 40% cei care au 1.000 de lei sau sub 1.000 și până la 40% și până în 5.000 de lei, iar cei care au 5.000 de lei pensie zero, mări zero, ce mai mă, adică nu poți mări, o pensie de 1.000 de lei cu 40% și o pensie de 20.000 de lei cu 40%. Deci dacă ține minte, noi am avut și o inițiativă în acest sens, făcută de colegii mei împreună cu Victor Ponta. Și eu sunt de acord că nu poți la ala care are 20.000 de lei sau 20.000 de lei, mai dai 40 sau 20.000 de lei, să-i mai dai, ce zicem, de cea mai mare pensie, da, care are 72.000 sau 70, da, dacă îi mai dai 40%. Păi despre ce vorbim? Deci sunt de acord. Noi am avut, dar se pare că nu e constituțional. După păi câte de ce nu, constituțional? Nu știu, așa am înțeles, dar nici nu s-a trecut prin Parlament ca să poată să ajungă la Curtea Constituțională. Că nu s-a trecut această inițiativă. Și eu sunt... Adică cel care are 1.000 de lei, ok, cu 1.000 de lei nu se poate trăi și atunci dai 40%. Corect, și eu... Dar dacă ai de la 5.000 de lei în sus, nu zero. Poți, nu poți, o lege nu poți să o dai diferențiat. Păi, de-aia a fost neconstituțională, că a vrut să spună domnul deputat. Nu, vă spun, nu, ideea s-a era că se poate impozita progresiv. Dar nici nu s-a trecut. Deci impozitarea progresivă se poate face. Deci asta, îi dai și la sigur. Care are 70.000, îi dai 40%, dar îl impozitezi cu 90%. Și pe ăla, la altul care are 1.400, nu îl impozitezi. Impozitare zero. Sigur că da. Deci asta era, da, nu s-a... Asta era soluția și chiar a fost propusă de parlamentarii noștri, ca să fim sigur. Asta a fost inițiativa legislativă a noastră. Chiar... Dar nu s-a ajuns la vot cu ea. Mă rog, o să vedem. Domnule Iurghe, dumneavoastră, ce părere aveți despre ce se întâmplă cu pensiile? E normal? Nu este corect. Vă dați seama, cum a spus și mie asta, la unul care are 70.000 de lei, dacă îi mărești cu 40%, înseamnă 28.000 de lei. Și e enorm. Nici nu pot să număr atâția bani. Dar... Mai aveți până la pensie? Încă 9 ani, deci... Să fiți sănătos. Măcar să facem Dumnezeu să prindeți pensia și să mai și luați. Că așa cum se prefigurează acum, nu știu, tot împrumutându-ne, în 10 ani, nu știu dacă mare cine să mai plătească pensia asta. Da, din păcate, da. Deci nu, clar nu sunt de acord, dar trebuie, nu știu, găsit un mod de a se rezolva această problemă, să facem cât de cât o echitate. Între, exact. Acum, sincer, cum se simte un om sărac cu 600-700, mai costă medicamentele 300-400 de lei, da, să mai rămâne 200 de lei să-și plătească utilități și normal să trăiască o lună și celălalt cu zur. O, e corect. Oricum, după legile parlamentare, multe lucruri se vor întâmpla. Se vor întâmpla foarte, foarte multe lucruri. Foarte multe. Taxe, impozite, tăieri de pensii, tăieri de salarii și așa mai departe. Sunt convins de... Nu știu, eu nu credeam PNL-ul să aibă asemenea înclinații, dar uite că se aseamănă foarte mult PNL-ul cu PSD-ul la strategie politică. Spus, se le iese lor bine acolo. Sunt, ați văzut, și-au împărțit teritorial, deja se și știe câți primari. Și acum, prin racolarea asta, au luat 2 miliarde sau nu știu cât de la... rezerva bugetului, da, au cumpărat vreo 200 de primari cu cumpărat. Când spun cumpărat, cu lucrări de pe la Ministerul Dezvoltării și așa mai departe. Acum s-a echilibrat și o să meargă așa, o să vedeți că o să fie 50-50 și la președinți de consilii județene, o să fie și la primari. Păi și cum rămâne, dumne, cu SR-ul, cu ăștia toți care speră că fac ei cu PNL-ul alianță? Ce se întâmplă la București? La București ce credeți că se va întâmpla? La București, după ce s-a întâmplat în ultima săptămână cu aceste informații care au ieșit despre Nicu Șordan și fiind scorul, ce spun sondajele, destul de strâns, eu cred că de fapt bătălia acolo e, la București. De acolo se dă ora exactă, că știm cu toții.
Dacă vă zice, PNL-ul n-a reușit să scoată un candidat veritabil în București. Va câștiga din nou Gabriela Firea. Și cred că aici a fost și un joc al lui, și aici a fost o înțelegere între Orban și Barna, președintele USR-ului, pentru că vor să se scape de el. Nici ăsta nu-l vroia să-l mai aibă în coastă. Barna, da, nu știu, o să vedem. Deci nu o să preconizați că tot Gabriela Firea va ieși primar acolo. La ce am văzut în ultimele zile, ieri, alaltă ieri, deși, părerea mea că... Deși și Pro-România e într-o alianță cu primarul da, de și sectorul, noi, sigur, la sectorul avem 3. Un candidat foarte bun, dar sper să facem un rezultat bun și pe București. E greu să câștigi... S-a făcut alianța pentru București, alianța nu, Pro-București. Da, Pro-București, Pro-București 2020, da, cu Robert Negoiță. Negoiță, da. Avem candidați peste tot, sunt foarte buni și sunt convins că o să avem și acolo un rezultat bun, o să avem consilieri pentru toate pentru, primăriile și... Pentru ultimele zile de campanie, domnule Gheșner, ce aveți în plan să faceți? Deci, în primul rând, continuăm întâlnirile cu cetățenii. În zilele trecute am vizitat și câteva fabrici cu zeci de angajați. Ne mândrim că avem câteva unități productive la noi în Petroșani. Vom ieși cu mesaje tot de unire și nu de dezbinare. Echipa mea, fiecare și are o sarcină. Din nou vă spun că nu ne apucăm să ne criticăm contra candidații, nu ne apucăm să atacăm alte echipe de consilieri, vom merge înainte așa cum am mers și până acum. Într-un mod civilizat, într-un mod decent, într-un mod să convingem cât mai multă lume să vină alături de noi, pentru că este necesară schimbarea în Petroșani. Și această schimbare nu se poate face oricum. De nou faci schimbarea de dragul de a face schimbarea. Sau nu schimbi reprezentantul unui partid cu alt reprezentant al altui partid mare. Asta e cea mai mare prostie. Ci mergem și mesajul nostru este clar. Votează omul și nu neapărat partidul. Pentru că și în echipa mea, toată echipa mea este formată din lideri de opinie. Și acest lucru face foarte mult. V-am mai spus, la începutul emisiunii, acești oameni au făcut parte din niște colectivi, colectiv al oamenilor muncii de unde lucrau și au avut repere foarte bune. Deci niște oameni deosebiți. Acești oameni, împreună cu mine, vor face o figură frumoasă. Mai avem într-adevăr două zile. Într-adevăr a fost obositor. Dar asta nu înseamnă că abandonăm lupta până în ultima zi. Și ultimul sondaj va fi pe data de 27. Da, în ultimele zile de campanie, domnule Marica, v-ați mai primit vizite ale... Nu, ale... nu, de la Națională, nu o să mai vină nimeni în următoarele două zile, pentru că Victor Ponta a fost în județul Hunedoara, Nicu Bănicioiu a fost în județul Hunedoara, v-am spus, a fost și doamna Corina Crețu. Sunt totuși multe județe și încearcă să acopere cât mai mult. De fapt, să acopere, se va trece prin toate județele pentru susținerea candidaților Pro-România, pentru că știți, toată lumea așteaptă pe cineva. Sigur. Dumneavoastră, în calitate de copreședinte al organizației județene, că, după cât înțeleg, asta sunteți. Copreședinte împreună cu Emil Șteiu și cu Dorin Grigor, nu? Da, corect. Vă veți clasa în primii 10 pe țară, ca și scor electoral? Unde estimați că vă veți situa? Eu am zis că în primii 12, dar n-ar fi exclus să ne clasăm în primii 10 în urma rezultatelor din 27. Avem o echipă bună la Hunedoara și sper să scoatem... Capital TV este o televiziune națională cu studiouri, mai multe studiouri în țară și am avut ocazia să văd cum stau și celelalte organizații ale Pro-România în România și
spre surprinderea mea, dumneavoastră stați foarte, foarte bine. Părerea mea că în Transilvania vom fi pe primul loc. Și acum, având în vedere ce a spus acum 30 de secunde, Capital TV văzându-se în toată țara, s-ar putea să aveți dumneavoastră dreptate și să ne clasăm în primele 10 județe ca rezultate. Nu, am făcut așa o paralelă între organizații cu care am intrat în contact. Am înțeles. Dumneavoastră de departe sunteți foarte bine organizați și chiar ați muncit. Și avem noroc, să știți, cu Valea Jiului. Valea Jiului va avea un procentaj foarte bun, care va da un scor mai mare județului. Cu siguranță, cu siguranță. Da. Domnule Ghiurca, ce ar mai fi de adăugat acum? Mai avem 10 minute de emisie. Ce credeți că nu s-a spus? Ne-am întâlnit de multe ori, am povestit de program electoral, de ce a fost, de ce este, de ce va fi, de... Am și bârfit, am și vorbit lucruri interesante, am făcut analize politice, analize economice. Ce credeți că nu s-a spus și ar trebui spus? În principiu, noi cam am spus tot ce am avut de spus și am avut de transmis. Am vorbit mai mult pe stradă, mai puțin la dumneavoastră. Noi continuăm să vorbim cu cetățenii, să-i ascultăm și să venim cu ideile lor, să le lăsăm ale noastre. Și să implementăm pe ale foarte lor. Important, da. Haideți să vă spun, am fost în colonie, la Turnul de Apă. Am stat de vorbă cu oamenii acolo. Au venit oamenii cu o idee extraordinară. Noi nu ne-am gândit. Și le-am promis oamenilor că dacă vom ajunge în Consiliul Local, ideea lor va fi pusă în practică. Deci credeți-mă că niciunul dintre noi nu ne-am gândit și au venit oameni și au spus, domnule, uite, noi propunem asta, noi stăm aici. Ce? Care a fost propunerea? Nu mai spunem că venim, tot vin alții, haideți să-l lăsați și pe noi să... Am spus că ce vrem să facem la școala 5, s-au zvonit că deja alții vor să facă altceva acolo. Lăsați-ne măcar, dacă vreți vă dau un scris. Băi, ce s-a spus? Nu puteți să țineți secret, că trebuie să se întâmple lucrurile acelea. Nu, noi sperăm să ajungem în Consiliul Local. Și atunci să punem proiectul pe hârtie. Dacă vreți să vă dau un scris ce dorință au avut cetățenii din acea zonă. Păstrați misterul până la momentul important. Acum... Nu știu, dar părerea mea că ar trebui să știe și ceilalți locuitori ai petroșanilor, cei din aeroport, dacă chiar a fost o idee bună. Nu știu dacă ar trebui neapărat ținută secretă ideea celor din colonie cu Turnul de Apă. Asta a fost un exemplu, că sunt... Sunt convins că în toate cartierele sunt idei și oricum vă spun de acum că fără oameni nu putem face nimic, niciun partid, corect, niciun primar, fără ajutorul oamenilor niciodată nu va face... Și noi să știți că peste tot unde am umblat, indiferent cum se numește cartierul respectiv, noi am stat de vorbă cu oamenii și am spus că noi ca și consilieri, cât vom intra, 1, 2, 3, 5, 10 să dea Dumnezeu astea, vrem să ne ocupăm fiecare de o zonă. Deci nu vrem să ajungem consilieri, 4 ani frumos, stau pe fotoliu. Nu, deci noi am stat de vorbă cu oamenii, am lăsat numere de telefon și le-am spus dacă ei ne ajută să ajungem acolo, noi le promitem că vom fi pentru ei. Dați-i, colegul nostru de partid, Dorin Curtean, că îl pomenesc acum, a făcut o afirmație extrem de interesantă, în sensul că locuitorii orașului Pătrila nu cunosc cine sunt consilierii locali din orașul Pătrila. Da. Dar pe nimeni. Deci nu am văzut pe nimeni, nu cunosc cine sunt. Dar nu numai la Pătrila. Credeți că numai la Pătrila, da, așa. Deci noi, v-am spus, noi, deci acum sincer vă spun, nu zic că ceilalți nu au muncit și nu mă interesează ce au făcut fiecare. E problema dânșilor. Noi chiar am muncit. Noi de dimineața până seara, cu o mică pauză la prânz în care a mers fiecare și ce-a făcut, ce-a avut de făcut, noi am fost în stradă. Și am ascultat omul. Nu am mers să spunem, știi, eu vin să-ți fac. Nu, domnule, am întrebat care sunt problemele tale acolo. Și au venit. Și unii au avut dreptate, unii mai puțină dreptate, că nu poți să spui că nu are nimeni dreptate sau că noi avem dreptate, este la noi. I-am ascultat pe fiecare, ne-am notat și acum știm ce doleanțe are fiecare și încercăm să le punem în practică. Bun, domnule Ghiurca, acum că este ultima emisiune în care vă puteți spune tot ce n-ați putut spune până acum. Deci, în primul rând, să fac o mică completare la ce a spus colegul meu, Dani Ghiurca. Deci, noi avem o politică.
și pe care o vom implementa și vom da exemplu și în cadrul Consiliului Local la celelalte partide care vor intra în Consiliul Local. Pentru că vom intra și noi, cu siguranță. Nu știm încă câți consilieri vom avea și nu dăm pronosticuri acum în direct, pentru că nu este corect. Dar sperăm să avem cât mai mulți. Dar fiecare consilier va avea un cartier și va răspunde. Și acel consilier va face un raport de lucru lunar despre cartierul despre care răspunde. Pentru că acel consilier trebuie să fie cunoscut în cartierul respectiv. Vedeți, s-a ridicat o problemă, că nu se cunosc consilierii. Într-adevăr, așa este. Este o problemă spinoasă. Îl știe pe primar, pentru că primarul, normal, stă pe un piedestal acolo și într-un birou, într-o primărie, toată lumea știe că primarul este numărul 1, da? Dar consilierii nu trebuie să fie numai niște yes men care ridică numai mâna și aprobă orice spune primarul sau orice spune șeful de partid. Nu așa se face politica. Consilierul trebuie să facă teren. Să fie cât mai apropiat de oameni, să vină cu informațiile și cu problemele oamenilor, să le putem implementa în politica locală. De pe urma ideilor și proiectelor lor, implementăm noile proiecte de hotărâri locale, poate trebuie să implicăm și Consiliul Județean, poate la unele probleme care trebuie rezolvate implicăm și Parlamentul României, deci reprezentantul nostru în Parlament. Deci așa se face politică și așa vom fi cunoscuți, v-am spus, vom face o altfel de politică și vom impune niște reguli, vom fi factori de echilibru în Consiliul Local, indiferent de partidele și de culorile care le au fiecare. Noi vom fi acel factor de echilibru, o să vedeți de altfel. Chiar dacă nu câștigăm primăria, dar noi vrem să câștigăm, dar chiar dacă nu o câștigăm, vom fi acolo, acel factor de care are nevoie Consiliul Local. Sigur că întotdeauna cuiulul pe pelea este cel mai important și... Știți ce se întâmplă? A fost, acum toată lumea știe, că a fost un blat între PNL și PSD la nivel local. Ce să ne mai ascundem după degete? Deci toată lumea își rezolva problemele acolo și câțiva oponenți au fost de la ALDE și de la independenți. Asta este adevărul. Ok, foarte bine, acest regim s-a terminat. Acum se duelează, mai sunt două zile, se mai murdăresc între ei, nu ne interesează. Deci în momentul în care vrem să ajungem, vom ajunge în Consiliul Local, vreau un Consiliu Local curat, vreau primarul care va fi ales, că voi fi ales eu sau altul, acel primar trebuie să fie într-adevăr un manager al orașului. Pentru că în jurul lui vom fi noi ăștia care suntem ca niște ghimbi. Domnule Marica, mai sunt două minute, vă rog un ultim cuvânt înainte de final. Înainte de toate, aș vrea să vă spun că o să avem un cuvânt greu de spus în Consiliul Local și la alegerea viceprimarului. În multe din alte ori, să știți, pentru că balanța noi o vom înclina, inclusiv la vicepreședinți de Consilii Județene. Un ultim cuvânt al meu, îi rog pe toți cetățenii să vină la vot în 27, cu toate că guvernul actual în această perioadă de pre-campanie și campanie ne-a trimis ca la război. Mergem, cine scapă, scapă, cine nu, nu. Eu îi rog să vină la vot, să respecte măsurile care au fost luate de guvern, cu mască, cu absolut tot ce li se spune să facă în secția de votare, pentru că nu știm ce se va întâmpla în următorii 4 ani, nici în comune, nici în orașe, nici în sate. Și dacă îi lăsăm pe cei doi coloși, PSD-ul și PNL-ul, s-ar putea să nu fie bine în următorii 4 ani. Mulțumesc, domnule Marica, domnule Ghiurca, 5 secunde. Vreau să mulțumesc tuturor locuitorilor din municipiul Petroșani care au fost alături de noi, ne-au ajutat, ne-au susținut, îi aștept să iasă la vot, îi rog să voteze candidatul nostru și echipa Pro-România. Domnule Gheșner, vă rog. Scurt am să fiu. Deși eu rog locuitorii din Petroșani să iasă la vot, să nu le fie frică de schimbare, pentru că v-am spus și vă promit, vom merge împreună și vom face schimbarea de care are nevoie Petroșanu. Vom face acea revigorare a orașului și vom schimba mentalitatea locuitorilor de aici înspre bine. Vă garantez acest lucru. Domnilor, vă mulțumesc, vă doresc succes. Și noi mulțumim. Doamnelor și domnilor, asta a fost emisiunea de astăzi. Mai avem și mâine ultima zi de campanie. Până atunci, numai bine.